Bună ziua, vă salută Tatiana. Ieri seara era întuneric, era târziu și deoarece trebuie să lucrăm în culoarea neagră, nu am reușit să mai filmez. Cu toate că aveam luminile aprinse, este greu. Doamnele care croșetează cunosc acest lucru. Voi continua astăzi și vom continua cu piciorușele păpușelei noastre. În cercul magic noi vom face un număr de 6 piciorușe scurte. Deci acesta primul nu îl vom pune la socoteală. Vom începe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom închide cercul magic și vom închide rândul în corespondența primului picioruș cu fir alunecat. Pentru rândul numărul 2, în corespondența fiecărui picioruș, vom face o mulțire. Deci, la sfârșitul rândului, noi ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Am poziționat clămița despărțitoare în ultimul picioruș. Pentru rândul următor, vom lucra un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pentru în parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând două rânduri de 18 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl vom lucra așa cum se găsește, două rânduri. Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum vom face 3 scăderi consecutive. 1, 2, cea de-a treia și vom încheia rândul cu următoarele 6 piciorușe scurte, astfel avem un total de 15 piciorușe scurte. Avem 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Vom poziționa din nou clămița despărțitoare, vom continua lucrând 6 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, iar acum vom face o scădere de 3. Deci vom intra în prima parte a următoarelor 3 piciorușe. Și vom face o scădere, continuând cu celelalte 6 piciorușe care ne-au rămas și astfel am obținut un număr total de 13 piciorușe scurte. Acum vom face un rând de piciorușe scurte, așa cum se găsesc, deci 13. Vom lucra singure. Lucrate cele 13 piciorușe în culoarea neagră, vom atașa culoarea mov. Am început piciorușul în culoarea negru și o voi închide cu mov, în felul acesta, după care, continuând să lucrez, voi duce cu mine capetele de fire. Culoarea neagră nu o vom tăia, o vom lăsa atașată lucrării. Și avem deci un picioruș și continuăm lucrând cele 13 piciorușe. Un moment, așa, 1, 2,
trei, deci vom lucra aceste 13 piciorușe și rândul următor va fi din nou în culoarea mov. Deci două rânduri de câte 13 piciorușe în culoarea mov. După ce am lucrat cele două rânduri de piciorușe în culoarea mov, voi face două rânduri de câte 13 piciorușe în culoarea neagră. Culoarea mov rămâne atașată lucrării. Deci două rânduri cu negru. După ce am lucrat cele două rânduri în culoarea neagră, vom face din nou două rânduri în culoarea violet. Deci două rânduri de câte 13 piciorușe. Avem deja 3 și vom continua singure. 4. Ajunsă la capătul acestor două rânduri, eu voi scurta firul mov și voi continua să lucrez două rânduri de câte 13 piciorușe în culoarea neagră, ținând capătul de fir, purtându-l cu mine, astfel îi vom da siguranță. Deci, repetăm două rânduri de câte 13 piciorușe scurte. Ajunse la capătul acestor două rânduri de câte 13 piciorușe scurte cu negru, vom începe un nou picioruș și vom atașa culoarea pielii. Deci, vom face primul picioruș. Voi scurta firul negru, dar după ce voi face câteva piciorușe scurte, ducând cu mine capetele de fire pentru a le da stabilitate. În felul acesta, iar apoi vom continua lucrând un total de 6 rânduri de câte 13 piciorușe scurte în culoarea pielii. Deci vom avea 6 rânduri. Acum voi scurta și culoarea neagră și vom continua să lucrăm cele 6 rânduri așa cum am menționat. Iar noi ne vom reîntâlni după ce ajungem la capătul acestor 6 rânduri. Ajunse la capătul celor 6 rânduri, vom scurta firul, vom lăsa o bucată de fir mai lung și vom închide și această parte a lucrării. Deocamdată nu vom umple piciorușele pentru că mă gândesc la o anumită idee. Veți vedea apoi pe parcurs. În felul acesta vom lucra două piciorușe. Deja le avem pe amândouă. Vom continua lucrând fustița. Pentru fustiță vom pune un număr de ochiuri cât circumferința corpului. Deci veți măsura dumneavoastră câte ochiuri aveți nevoie. Eu cred că este nevoie cam de un număr de 30, 28-30. Eu am deja 3, 4, 5, vom monta singure ochiurile de lanț. Eu am montat un total de 30 de ochiuri de lanț. Din acest moment voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet și voi intra în corespondența celui de-al patrulea ochi de la croșet, făcând un picioruș dublu, după care continui în corespondența fiecărui ochi de lanț, noi vom face câte un picioruș dublu. În felul acesta continuăm până la sfârșitul rândului, iar apoi ne vom reîntâlni să vedem în ce mod continuăm fustița. Deci piciorușe duble. Ajunse la capătul rândului cu piciorușe duble, vom pune lucrarea în acest mod și vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. După care voi continua lucrând una, două
ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet și voi intra din nou în piciorușul următor, făcând picioruș dublu, picioruș dublu, tot în continuare. Deci, voi face alte două rânduri de piciorușe duble. Vom avea un total de trei. Trei rânduri, deci vor fi în total. Am ajuns la capătul celui de-al treilea rând, pe care îl voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș și voi continua cu două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, în următorul, deci în corespondența celui de-al treilea, vom face o mulțire. După care vom continua. 1, 2 piciorușe duble, urmate de o mulțire. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. Deci 2 piciorușe duble lucrate așa cum se găsesc, iar în corespondența celui de-al treilea vom face o mulțire, iar noi ne vom întâlni la capătul rândului pentru a continua. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi închide cu fir alunecat, după care voi continua lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț, voi sări 1, 2, 3 piciorușe, voi intra în corespondența celui de-al patrulea, voi face un picioruș scurt, din nou 1, 2, 3 ochiuri de lanț, voi sări 1, 2, 3, voi intra în corespondența celui de-al patrulea picioruș scurt. În felul acesta lucrăm pe întreg parcursul rândului. 1, 2, 3, în corespondența celui de-al patrulea picioruș scurt. Deci, ne întâlnim la capătul acestui rând. Iată-ne și la capătul acestui rând. După ce am făcut ultimul picioruș scurt, voi intra cu fir alunecat în corespondența primului spațiu format din ochiurile de lanț și voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet, voi intra în corespondența spațiului, voi face cel de-al doilea picioruș dublu, îl voi închide, un ochi de lanț, două piciorușe duble neterminate pe care le voi închide împreună, un ochi de lanț, din nou, un grup de două piciorușe duble neterminate pe care le voi închide împreună. Acum voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț și voi intra în următorul spațiu și voi lucra 1, 2, deci primul grup de două piciorușe duble neterminate pe care le închid împreună, un ochi de lanț de separare. Cel de-al doilea grup de două piciorușe duble neterminate, le închid împreună, ochi de lanț de separare. Cel de-al treilea grup de piciorușe duble neterminate, le închid împreună, trei ochiuri de lanț de separare și voi intra în corespondența următorului, lucrând în același mod. Deci, în concluzie, în corespondența fiecărui spațiu format din cele trei ochiuri de lanț, voi lucra trei grupe de câte două piciorușe duble neterminate, închise împreună, iar între fiecare grup câte un ochi de lanț de separare. Între grupurile de trei, trei ochiuri de lanț. Deci, cam așa se va prezenta. Ajuns la capătul rândului, voi face ultimele trei ochiuri de lanț, și voi închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Voi scurta firul și, bineînțeles, capetele de fire le vom ascunde. Vom ascunde în modul în care să nu se vadă, așa cum am învățat și alte dăți, doar că aici eu am greșit un pic, mi-a rămas... Este un fir care nu este chiar bine filat. Ia uitați-vă, în sfârșit ne descurcăm noi. Așa. Acum vom trece să lucrăm pălăria. Eu aș dori să lucrez pălăria în culoarea mov. Bineînțeles, am făcut una pe culoare neagră,
Dumneavoastră veți lucra culoarea care doriți, fie neagră, fie mov. Eu, având această neagră deja realizată, voi face pe mov și voi începe în cercul magic lucrând un număr de 4 piciorușe scurte. Și avem 1, 2, 3, 4. Voi închide cercul magic, voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș, care ca de obicei alunecă greu, știți cum este croșetul meu. În acest moment voi continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Din nou un picioruș scurt, urmat de o înmulțire, și astfel am obținut un număr de 6 piciorușe scurte. Vom poziționa clămița despărțitoare în ultimul picioruș aici și vom continua lucrând din nou un picioruș scurt, urmat de o înmulțire. Deci, un picioruș scurt, o mulțire, vom repeta până la sfârșitul rândului în acest mod, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 9 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un rând de 9 piciorușe scurte, deci fiecare picioruș așa cum se găsește. Vom continua rândul următor lucrând 2 piciorușe scurte, 2, urmate de o mulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului în acest mod, 2 piciorușe scurte, o mulțire, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Aici la început este un pic cam greu pentru că este strâmt, deci puțin. Dar pe măsură ce vom lucra veți vedea că se lucrează din ce în ce mai ușor. Obținute aceste 12 piciorușe scurte, noi vom face 2 rânduri de câte 12 piciorușe scurte. 2 rânduri. Și ne vom reîntâlni pentru a continua. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o mulțire. Vom lucra pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 15 piciorușe scurte. Continuăm lucrând 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, urmate de o mulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând un rând de 18 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș așa cum se găsește. Pentru rândul următor vom lucra 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 21 de piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând un rând de 21 piciorușe scurte, deci fiecare picioruș așa cum se găsește. Pentru rândul următor vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte,
urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 27 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 3 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului obținem un număr de 30 de piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu 33 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piciorușe scurte, urmate de o înmulțire. Vom repeta pentru un total de 3 ore, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu 36 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 piciorușe scurte urmate de o mulțire. Repetăm pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșit ne întâlnim cu un număr de 39 piciorușe scurte. Continuăm lucrând 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 3 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului obținem un număr de 42 piciorușe scurte. Acum vom schimba un pic și vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 48 de piciorușe scurte. Pentru rândul următor lucrăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta
pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 54 piciorușe scurte. Continuăm cu 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 60 de piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pentru parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 66 piciorușe scurte. Pentru rândul următor vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Deci la sfârșitul rândului vom avea cele 66 piciorușe scurte, iar noi vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Am ajuns la capătul acestui rând, voi scurta firul, voi închide rândul, vom ascunde capătul de fir cu acul sau cu croșetul, în modul în care să nu se observe unde am închis și... Cu aceasta am încheiat și această parte a tutorialului. Dacă ați urmărit până la capăt, eu vă mulțumesc. Dacă vă place ceea ce realizez, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Vă mulțumesc din nou tuturor pentru faptul că sunteți alături de mine. Iar eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă aștept în continuare alături de mine. La revedere, vă salută Tatiana!